Raportul de la Matei Balș, care a avut loc în noiembrie 2020 după dezastrul de la Piatra Neamță, a arătat nereguli serioase în rândul institutului. Acestea au fost descoperite de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență de Alul Spirii, care nu a dat însă termene clare pentru implementarea măsurilor. Potrivit Newsweek România, controlul la Institutul Matei Balș a avut loc pe 27 noiembrie 2020 iar raportul prevedea necesitatea unor măsuri, însă autoritățile responsabile nu au luat nicio măsură pentru a proteja pacienții și cadrele medicale de un eventual incendiu. Raportul a ajuns la Ministerul Sănătății pe 22 decembrie 2020, cu o zi înainte ca ministrul Vlad Voiculescu să-și preia mandatul. Printre neregulile depistate se numără faptul că la Corpul C10 al Unității de Primire Urgență nu au fost obținute autorizațiile de securitate la incendiu pentru lucrările de extindere. Inspectorii de la ISU Dalu Spiru au decis că responsabil pentru această situație este proprietarul clădirii, adică Ministerul Sănătății și utilizatorul, Institutul Național de Boli Infecțioase Dr. Matei Balș, însă nu au dat un termen fix pentru rezolvarea acestei situații. O altă observație a inspectorilor a fost că unele sisteme de detectare, semnalizare și alarmă în caz de incendiu nu funcționau la parametrii la care au fost proiectați. De asemenea, în timpul controlului nu au fost prezentate un proiect al instalației existente de stingere cu hidranți interior și exterior ai obiectivului, un proiect pentru fiecare sistem de detecție, avertizare incendiu care deservesc imobilele în care au fost montate aceste sisteme și procesele verbale de punere în funcțiune ale acestor sisteme. Nu în ultimul rând, controlorii arată că nu toate sistemele de detecție, avertizare incendiu din dotarea pavilioanelor au constituit registre de control ale instalației sau sistemului și nu a fost reactualizată din Dispoziția scrisă privind responsabilitățile și modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în noul context creat de pandemia COVID-19. Informația a fost confirmată și de Raed Arafat. Aviz a existat pe documentație, nu este emisă autorizația. De altfel, la controlul din noiembrie, colegii de la ISU București au stabilit clar lipsa autorizației și a fost dat un avertisment în acest sens a spus șeful departamentului pentru situații de urgență. Arafat susține însă că un aviz nu ar fi garantat că nu ar fi existat un incendiu sau un incident.